Nu există femeie care să nu fie pasionată de ținute vestimentare. Mai mult, e un trend să ai acum și un atelier în care să-ți faci propriile hăinuțe. Pentru că am mai descoperit o vedetă pasionată de modă, am venit să-i facem astăzi o vizită. Bună! Bine ați venit în atelierul meu! Bună. Aici e locul unde îmi petrec timpul atunci când nu sunt pe scenă sau nu sunt acasă cu Erin. A luat naștere atelierul tău de haine. Toată treaba asta am sunat acum 4 ani, dacă nu mă înșel, da, în 2014. A venit în urma unei mari pasiuni, moda, și îmi place în continuare. Am moștenit pasiunea asta de la mama, care de mică m-a îmbrăcat, m-a aranjat, ea fiind un exemplu în sensul acesta. Și în 2014 mi-am luat inima în dinți și am spus, haideți să fac o investiție, cumva și rațională. La început am învățat din mers, încercând și făcând, greșind și învățând. Și ulterior am făcut și un curs de design, pentru că mi-a plăcut foarte mult și uite așa au trecut 4 ani, timp în care brandul, așa aș putea să-i spun acum, s-a dezvoltat organic. În prezent se regăsește în portofoliul site-urilor de specialitate. Porți hainele tale? Port hainele mele, chiar în spatele camerei sunt piesele cu paiete, preferatele mele pentru scenă. Și da, toate celelalte sunt latura aceea mai minimalistă, mai sorina, nu sore. Oare dacă îmi pun sacoul ăsta o să arăt eu ca sore pe scenă? Ia să ne probăm. Hai, m-ai prins. Aoleu, ce făceai? Mă probam cu hainele tale de scenă. Asta este unul dintre preferatele mele. Chiar anul trecut, căci atunci a fost lansată colecția, a fost unul dintre bestselleruri, pentru că este simplu și totodată ți-aduce un plus de prețiozitate. Mă, bă, și cu ce este îmbrăcată. Da, mai dacă... ales așa. Deci ăsta a fost cel mai purtat și de către mine și cel mai cumpărat. Ținuta asta care personalitate reflectă din cele trei? Pe e care? Sorina mămica, Sorina iubita... E pentru că este lejeră, are în același timp și un print puțin ieșit din comun, să spunem, nu neapărat minimalist. Dar. Și este, în combinația cu ciocate, poți să zici că are un pic și din sore artistul. Vreau să-mi arăți și o ținută de sore. De sore pe scenă? Uh-huh. Ok, să vedem ce putem combina. Cam cât te pregătești pentru... Uite, sore pe scenă, direct cu poză. Ai și prieteni din showbiz, că pentru normal. Care ai făcut haine. Uite, Giulia s-a îmbrăcat de foarte multe ori de la noi, Dana Rogoz, sunt oameni cu care am colaborat. Însă m-am bucurat foarte tare când Dana și Giulia au venit și și-au ales piese, pentru că te simți cumva recompensat, știi? Că în momentul în care sunt aici, eu uit că jobul meu, de fapt, este să fiu pe scenă și să cânt. Că e un alter ego, nu știu cum să-ți explic. În câte reviste ți-ai văzut până acum hainele? Cam aproape în toate revistele Glossy au apărut haine de la noi. Geacă sau palton? Palton. Botine sau sandale? Botine. Jeans sau pantaloni din stofă? Jeans. Pentru mine, nu în general. Da. Roche sau fustă? Fusta. Argintiu sau auriu? Auriu. Mai nou. De blond sau brunet mai întreb că ești eu. Da. E clar alegerea. Machiaj strident sau nou make-up make-up? Nou make-up make-up. Vreau să spun că atunci când eram mai mică, adică la 20 de ani, 19-20, mi se părea că dacă nu te machiai să se vadă, domne, degeaba te machiai. Pe final și ce te rog? Să ne vin și nouă câteva ponturi, așa? Înainte de a da un sfat, în vederea achiziționării sau obținerii unui stil anume, tricou alb, tricou negru, un blug negru, un blug albastru, un Adidas, un pantof cu toc simplu, un palton, un pullover și toate astea în culori neutre, alb, negru, gri, bej.